Cele 60 de persoane de la Centrul Multifuncțional Speranțe pentru Vârsta a treia al Parohiei Pogorârea Sfântului Duh din Galați au fost vizitați astăzi de copii de la mai multe unități școlare gălățene. Elevii au susținut un program artistic. Copiii au primit din partea gazdelor diplome, cărți de rugăciune și iconițe. Am venit astăzi la centrul de vârstnici pentru a-i bucura pe aceștia cu un moment de poezie religioasă și cântece tradiționale românești, dar și pentru a arăta că tinerii gălățeni sunt alături de vârstnicii orașului și se îngrijesc de aceștia. Un obiectiv central al acestui proiect este uh, ajutarea persoanelor vârstnice, dar și pentru a îndruma pe tineri spre o viață duhovnicească. Este imperios necesar ca timpul tinerilor să fie orientat benefic pentru a deveni adulți responsabili. Grupa mică a prezentat un program de cântece uh, pentru a trezi dragostea pentru nepoți oamenilor uh, vârstnici de la centrul de zi. Tot astăzi, reprezentanții Centrului Speranțe pentru Vârsta a treia i-au vizitat pe bătrânii nedeplasabili și le-au oferit pachete cu alimente, dar și produse igienico-sanitare. Acțiunea a fost organizată cu sprijinul Societății Naționale a Femeilor Ortodoxe din România, filiala Galați. Am reușit să îmbinăm și astăzi dragostea tinerilor cu dragostea vârstnicilor sub adumbrirea Duhului Sfânt în care considerăm noi că iubirea lui Dumnezeu ne face să fim mai tineri, mai frumoși, mai înțelepți și în același timp să fim urmașii și propovăduitorii Mântuitorului Iisus Hristos. Foarte mult mi este de ajutor. Foarte mult. zic, acum m-am născut pe lume, sincer vă spun, că de când am murit soțul, 25 de ani. Și dacă plec la pâine, spun, fii cu mine, Doamne. La centru a fost oficiată astăzi și slujba de pomenire pentru cei trecuți la Domnul.